al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. De aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta și cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici neroditori, nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Din a doua epistolă a Sfântului Apostol Petru, capitolul 2, versetele 5, 6 și 7. Precucernice părinte și iubiți frați, iată ne aflăm la început de an și am făcut multe planuri pentru anul ăsta, ne-am pus multe lucruri în gând pe care să le facem și totuși parcă fiecare zi trece cu o viteză grozavă și rămânem cumva deficitari. Aș vrea să vă mai citesc încă un verset din Cuvântul lui Dumnezeu, din capitolul 18, Evanghelia după Luca, cu privire la faptul că fratele anterior ne-a vorbit mult despre împărăția lui Dumnezeu și poate că toți am fi curioși să vedem ce fel de oameni, cine ar moșteni împărăția asta lui Dumnezeu. Și să ne întrebăm dacă și scopul nostru pentru care am venit aici, să aflăm cine și ce fel de oameni sunt aceia care moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Pentru că de pocăință am auzit vorbindu-se și știm că trebuie să ne pocăim. Mesajul l-a preluat Domnul Iisus de la Sfântul Ioan Botezătorul, care a zis: pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu se aproape. Este aproape. Și mesajul ăsta l-a luat Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 4. Dar dacă suntem curioși ce fel de oameni moștenesc împărăția lui Dumnezeu, asupra acestor gânduri merită să poposim, asupra cuvântului lui Dumnezeu, să vedem ce vrea cuvântul lui Dumnezeu să ne spună. Într-o zi i-au adus niște copilași să se atingă de ei, dar ucenicii, când au văzut lucrul acesta, au certat pe aceia pe care îi aduceau. Și Iisus a chemat la sine pe copilași și i-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș nu va intra în ea. Iată bărbatul vrednic pentru împărăția lui Dumnezeu. Se apropie două surori vrednice de împărăția lui Dumnezeu. Ăștia sunt membrii împărăției lui Dumnezeu. Și cum putem ajunge noi să ne putem transforma din nou în copilaș? Asta e mai dificil, e mai greu. Îmi place când mă duc acasă la țară cu soția și privesc peste toate dealurile alea unde am umblat. Pentru clipele cât stau acolo, eu retrăiesc copilăria. Când am fost ultima dată, m-am oprit lângă vechea moară unde mă jucam cu Ionel și mi-am adus aminte de o întâmplare. Vreau să vă spun că sosise în sat la noi un motor, o mașină. Noi ziceam motor. Am fugit cu Ionel după ea un timp și n-am ajuns-o, dar dintr-o dată mi-a venit ideea să iau căciula lui Ionel și să o arunc după mașină. Căciula lui a căzut în mașină și mașina a mergea spre centrul satului. El imediat s-a dus la mama sa și i-a spus: uite ce a făcut ăsta cu mine, fără căciulă în cap. E normal că mama lui a venit la mama mea și a ieșit un scandal. Tata a fost nevoit să o ieie, să se grăbească repede, să găsească unde s-a dus mașina, ca să recupereze căciula la băiatul ăla. Cearta între ei a durat mai mult. Ce vreau să vă spun este că nu s-a întors mașina înapoi și eu cu Ionel ne jucam.
eram prieteni. Ați înțeles? Cam asta e starea de copil. Și Domnul Iisus vrea să ne învețe și pe noi să devenim copii. Și până nu ajungem la starea asta de copil, frații mei, haideți să nu ne amețim cu apă, cu apă rece. Și să vedem că Dumnezeu este Sfânt, Sfânt, Sfânt. Și voia Lui este ce? Sfințirea noastră. Deci voia Lui vrea ca noi să devenim și noi sfinți. Și noi nu putem deveni sfinți dacă nu avem starea aceea de copil. Până nu intrăm în starea aceea și până nu ne coborâm la stadiul acesta, nu putem deveni membri ai Împărăției lui Dumnezeu. Și ucenicii erau curioși cine va fi cel mai mare în Împărăția lui Dumnezeu. Și atunci iarăși a luat un copilaș și le-a spus: dacă nu veți fi ca unii din aceștia, cu niciun chip. Deci în Împărăția lui Dumnezeu nu sunt oameni care nu s-au certat. Sunt oameni care s-au certat, sunt oameni care au primit cearta, sunt oameni care au fost blamați, dar au uitat și au iertat totul. Căci numai așa putem să placem lui Dumnezeu. Numai din starea asta Dumnezeu ne acceptă ca și membri ai Împărăției Lui. Problema este că ucenicii au întrebat unde va fi, când vine, și Domnul le spune: nu se va zice iată acolo sau iată aici. Nu este determinată de o regiune. Nu este o împărăție care începe de undeva dintr-un loc și se sfârșește dincolo prin expansiune sau războaie. Nu. Ci ea începe din lăuntrul vostru, a citit fratele mai înainte. Ea începe din inima noastră. Ei, acum suntem cu inima noastră la început de an, în fața lui Dumnezeu, și problema o pun și mă gândesc un pic mai departe. Avem nevoie de părtășie cu Dumnezeu și avem nevoie de părtășie cu frații. Acum am îndrept spre voi, tinerii, ca să aveți părtășie cu Dumnezeu, cât îl lăsați pe Dumnezeu să intre în viața voastră? Cât îl las eu să intre în viața mea? În măsura în care Hristos Domnul intră în viața mea și intră în viața voastră, pe măsură ce intră mai adânc, El instaurează împărăția Lui în lăuntrul meu. Le spuneam la niște tineri mai curând: are Domnul Iisus voie să intre pe telefonul vostru? Gândiți-vă serios. Știe Domnul Iisus ce ați postat voi acolo? Ce imagini? Are Domnul Iisus voie să intre în poșeta ta? Gândește-te serios. Fratele meu, tânărul meu, are voie Domnul Iisus să intre în portofelul tău? Cât? Și fratele meu, și când spun fratele meu, mă adresez mie: are Domnul Iisus voie să intre la cardul tău? Până aici, Doamne. Frigiderul ăsta e al meu. Casa asta e a mea. Cardul ăsta e a meu. Mașina asta e a mea. Fi nevoie de altceva, dar astea sunt ale mele, nu? Eu am muncit pentru ele. Ei, cui trebuie să muncească? Și cam asta e răspunsul pe care știm să-l dăm noi, foarte diplomatic. Dar Hristos, Domnul, vrea ceva mai mult. Și ne-am oprit în a doua epistolă a Sfântului Apostol Petru, unde spune: de aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta. Ori o credință fără faptă, zice Sfântul Iacov, este moartă. Moartă în ea însăși. Și dacă ne ducem pe ideea credinței, ce însemnează credința? Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite și o puterniță încredințare în lucrurile care nu se văd. Spune Sfântul Apostol Pavel, în capitolul 11, dar în capitolul 11, versetul 6, zice: și fără de credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Iată ce însemnează credința. Cu alte cuvinte, credința însemnează voia lui Dumnezeu.
Asta înseamnă a crede. Înseamnă a face eu voia lui Dumnezeu. Suntem la început de an. Haideți să ne cântărim în fața lui Dumnezeu și să vedem unde suntem cu credința. Adică credința noastră o avem și în fața ei putem spune egal credință, voia lui Dumnezeu prin faptele noastre? Atunci e grozav. Credința, părintele nostru Avram a fost egal cu fapta. Credința lui a zis în inima lui și credea că Dumnezeu îi să-i dea un copil și l-a dat, cu toate că la 100 de ani Dumnezeu a împlinit făgăduința față de părintele Avram și acum părintele Avram, examen, dăm pe Isaac înapoi. Doamne, dar nu mi-ai promis tu că mi-l dai și nu că el va fi toiagul bătrâneților mari? Avram, nu punem la discuția asta. Ia-l pe Isaac și mâine de dimineață să te duci pe munte și să mi-l aduci de jertfă. Punct. Doamne, dar Avram, punct. Dar să-i spui la Sara. Nu știu. Tu crezi în mine, Avram? Tu poți uni credința ta cu fapta? Isaac, scoală-te că mergem pe munte să aducem jertfă. Copilul s-a deșteptat, s-a pregătit, lemnele au fost puse pe măcar, până la poalele muntelor totul a fost frumos, apoi lemnele s-au transferat pe umărul lui, acum rămân numai ei doi și întreabă, tată, ai uitat să iei mielul de jertfă? Răspunde-i acum lui Isaac, dragul meu copil, de data asta mergem și se va îngriji Dumnezeu de jertfă. Noi suntem gata să-i aducem inima noastră, viața noastră, totul lui Dumnezeu, dar se va îngriji Dumnezeu mai departe. Pe munte apoi Avram a explicat, tu ești darul lui Dumnezeu pentru mine, acum mi te cere înapoi. Și Isaac a zis, leagă-mă, ca să fii sigur că nu ripostez, pentru că sunt în puterea vârstei și în puterea tinereții și pot să numai să te împing, ai 100 de ani și te clatini. Și leagă-mă și ridică cuțitul. Și părintele Avram a ridicat cuțitul și Dumnezeu din ceruri printr-un înger, destul, Avrame! Este credință unită cu fapta. Asta este primul pas, să poți să-ți unești credința cu fapta. Noi avem probleme cu recunoștința. Când cineva ne-a făcut bine și nu mai știm să recunoaștem, Evanghelia de astăzi ne vorbește despre marele capitol al lipsei de nerecunoștință. O doamnă autentică în Cluj s-a întâmplat acum. Am auzit că noaptea de Revelion s-au făcut petarde și s-au tras focuri de artificii. Am auzit și eu și am ieșit în fața porții. Dar de ce ați ieșit, doamnă? N-am ieșit să văd focurile alea, că nu mă interesează, sunt bătrână, n-am nicio satisfacție de alea. Am ieșit că vis-a-vis de mine stă copilul meu cu nepoții mei. Și am știut că și ei ies să vadă artificiile și vroiam să-i văd. Câte ani de zile n-au venit la mine. Criza. Momentul special în care trăiește civilizația modernă cu tot felul de artificii, dar nu mai știm să spunem, mamă, îți mulțumesc. Mamă, îmbrățișare de ziua ta măcar, o floare. Credință? Sigur că da, afișată pe toate căile, credință doar. Lipsită de fapt. Ori astfel de credință este moartă. N-are esență, n-are viață. Nu produce nicio schimbare. Avem un creștinist festivist care îi place să se numească creștin, îi place să fie cotizant și mai puțin practicant. Ce înseamnă să unești cu credința asta, fapta?
Dacă tu ai ști cine îți cere ție apă, atunci tu mi-ai cere mie și eu ți-aș da ție apă și n-ai mai venit la fântână. Ai grozav. Dar de ce ai venit tu la fântână acum când e așa de puternic soarele? Doamne, pe mine mă cunoaște tot satul. Am ajuns la al cincilea bărbat, ăsta cu care stau, nici ăsta nu i-am eu și toată lumea mă vorbește de rău și am venit acum când nimeni nu e aici ca să nu mă vadă. Și acum dacă tu îmi spui că să cer de la tine apă și tu îmi dai mie apa aceea din care dacă beau nu-mi va mai fi sete, atunci dă-mi mie apa aia, cu o condiție. Du-te și cheamă pe bărbatul tău. Ce ai zis? Da, da, du-te și cheamă pe bărbatul tău. Doamne, da, eu n-am bărbat. Aici ai spus adevărul, dragă. Cinci ai avut, ăsta cu care stai nu e al tău. Și atunci femeia a zis, ăsta e proroc. Ăsta e Fiul lui Dumnezeu. Și s-a cutremurat. Și a crezut puternic în el. Și venire ucenicii și se întrebau ce discută cu ea. Și ea când scapă de sub discuția lui, lasă găleata la fântână și merge în sat. Tu ce faci, bă? Tai lemne. Lasă jos, să curea, vină cu mine. De ce? Vină la fântână și vezi unul care mi-a spus totul. Și fiecare din curtea lui, din casa lui, i-a intrat la cele ce țăseau, la cele ce lucrau, la femei, la bărbați și a scos toată Samaria la Domnul Iisus. O Samarie. Samaritenii n-aveau nicio legătură cu evreii și în clipa aceea holdele Samariei erau coapte, adică mulțimile de oameni ieșeau dinspre sat, înspre sfântâna lui Iacob să-L asculte pe Domnul Iisus. Asta înseamnă credință cu fapta. Dacă tu crezi ceva și crezi adânc și puternic, determină-l și pe cel de lângă tine. Cum se vor mântui oamenii? A întrebat un înger pe Dumnezeu în vremea din urmă și răspunsul a fost, mântuindu-se se vor mântui. Asta înseamnă ca să unești credința cu fapta și cu fapta cunoștința. Pe măsură ce îl cunoști pe Hristos, după ce samaritenii l-au cunoscut pe Domnul Iisus, ce au făcut? Două zile a spus, Doamne, rămâi cu noi, stai aici cu noi, că noi avem nevoie de tine. Spre deosebire de cei din Gadara, am văzut ținutul acela unde Domnul Iisus a fost alungat. Pleacă de la noi, că nu ne trebuiești. Nu ne trebuie business, afaceri, porci. Pleacă de la noi, Doamne, noi nu putem uni cu credința noastră fapta și nu ne interesează nimic despre tine să știm. O, dacă aș putea să mă urc în dudu ala, când trece el, eu am să-l văd, măcar să-l cunosc, că am auzit despre el. Am auzit că dă pace și liniște celor ce n-au. Și inima mea este zguduită acum de neîmpăcare, n-am pace și n-am liniște. Toate cămările sunt pline de bani. Dar n-am pace și n-am liniște în suflet. Mă duc înainte și mă sui în dud și când trece să mă pot desfăta cu privirea și să-l văd de sus și până jos. Zacheie, dă-te jos. Eu? Da, tu ești Zacheu, nu? Da. Cum? Dar tu îmi știi și numele? Da. Nu te cheamă Zacheu? Ba da. Păi dă-te jos. Dar de ce, Doamne? Dar uite, de ce? Eu vreau să viu astăzi la tine. La mine? Doamne. La mine n-a intrat în casă de când sunt eu mai marele vameșilor, nimeni. Pentru că evreii mă urăsc, pentru că eu pun biruri și pun așa dări pe ei și să-mi rămână și mie și exploatez prin cei ce sunt oamenii mei în societate. Asta e birul. Și la mine nu mai intră nimeni. Cu copilul meu nu s-a jucat nimeni. Cu soția mea nu mai vorbește nimeni. Și tu intri, da? Adică tu chiar vrei, da, da? Și Zacheu aleargă înainte și spune soției, o îmbrățișează, dragă, repede, pune la masă ceai și pregătește, vin musafiri la noi. La noi? Uite, la noi vin musafiri. Și s-a făcut masă și s-a făcut ospăț. Și din ospăț, fără să-i să ceară nimic, cunoștința face înfrânarea. S-a produs înfrânarea în inima lui și de acum gata, a zis Zacheu. De acum, Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau un pătrit. Și dacă am luat de la cineva pe nedrept,
jumătate din avere un parc la săraci. Uite, aici sunt gologanii, banii. Ăștia sunt bănei drept adunați. Cât intră Dumnezeu în vestierea ta? Cât? Uitați-vă la Zacheu. A zis, jumătate dau la săraci. Și dacă am năpăstuit, de 4 ori mai mult îi dau înapoi. De ce? Era deja în împărăția lui Iisus. Era copil. Era copil al lui Iisus și în Evanghelia după Ioan spune în capitolul 1, versetul 11, la ai săi a venit, ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat puterea. Spune o traducere și alta zice, le-a dat dreptul, întâi trebuie să ai putere ca să ai drept. Le-a dat puterea să se facă fii de Dumnezeu. Uitați-vă la ce rang suntem. L-a ridicat la rang de copil al lui Dumnezeu. Și un tânăr m-a întrebat, zic, ce, te rog să-mi explici, acum eu sunt în mare dilemă. Dar ce s-a întâmplat? Zice, domnule, eu sunt în Cluj de un an de zile. Și în fiecare tot la 3 luni mi sunt chemat de șeful și mi se dă câte 1.000 de euro la salar. Acum, următoarea ședință o să am săptămâna viitoare și mi s-au propus 6.000 de dolari, 6.000 de euro. Nu e asta cumva o ispită celui rău? Ce răspuns îi dai la copilul ăsta? Nu vine asta de la cel rău? Nu sunt banii o ispită în lumea asta? Ba da. Și m-am uitat la el în ochii lui și am spus, dragul meu, imaginează-ți că într-o zi Hristos, Domnul, te pune președintele României. Ce faci? Da, cum îți spun. Hristos, Domnul, are nevoie de oameni de ăștia, ca să-i pune în funcțiile cele mai înalte. Pregătește-te, fii atent la tot ce se pregătește, că într-o zi vei fi cum a fost prim-ministru Iosif în Egipt, sau vei fi ca și Daniel, prim-ministru la împăratul Darius. Acum, funcția ta de copil de Dumnezeu este pusă în pericol pentru oferta lumii, dar nu lua că asta e oferta lumii, ci e oferta lui Dumnezeu și judecă în felul următor. Funcția pe care ți-o dă lumea este inferioară, este mai jos decât funcția de copil al lui Dumnezeu pe care ți-a dat-o El prin sângele Lui. La Isaia ai venit, nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă, să se facă, putere să se facă, copii de Dumnezeu. Acum imaginează-ți că Dumnezeu stăpânește întreg universul și pe tine te pune șeful pământului a unei planete care se numește Pământ. Dar nu tu ești șeful cel mai mare, pentru că Dumnezeu este șeful galaxiei, a tot universul. Funcția asta, să fii șeful Pământului, nu Ronald Reagan sau nu știu cine, împărat sau rege sau președinte de țară, nu, asta e zero. Toate funcțiile astea, zero, frații mei. În fața lui Dumnezeu sunt zero. Și când Iosif a înțeles asta, în funcția lui de fiu de Dumnezeu, de copil de Dumnezeu, știți ce s-a pus în cap? În următoarea zi, după ce tot Israelul, adică tot Egiptul s-a plecat înaintea lui, a intrat în camera lui, pentru că faraon i-a dat o cameră și a spus, ăsta e biroul tău, de aici să conduci totul. El nu s-a așezat pe fotoliu, el n-a dormit toată noaptea. El a făcut proiecte. Și următoarea zi s-a suit în caleașcă și a luat-o peste tot Egiptul și le-a împărțit, fiți atenți, băi oameni, peste 2 luni se cerăm. Tot grâul și tot mălaiul puneți în hambare, începând din anul ăsta. Fiți atenți, eu, Iosif, sunt copil de Dumnezeu și dacă unul dintre voi moare de foame la sfârșitul celor 7 ani, eu răspund în fața Dumnezeului celui viu, pentru că în fața lui Dumnezeu este mult mai valoros un suflet decât orice pe lume. Asta este funcție de Dumnezeu. Adică post pe postul de copil al lui Dumnezeu. Celălalt exemplu pe care l-am dat a fost că David era amenințat acum să-și piardă funcția de copil al lui Dumnezeu datorită faptului și puciului care i s-a prezentat, nimeni să nu se roage decât numai Dumnezeului, adică numai împăratului și cine mai face rugăciune altui Dumnezeu să fie aruncat în groapa de lei. Și David deschidea ușa, geamurile frumos spre Ierusalim și în funcția lui de prim-ministru nu-și neglijează funcția de copil al lui Dumnezeu. Adică nu-și întrerupe rugăciunea. El merge mai departe în rugăciune și știți apoi, ajunge în groapa cu lei și iese biruitor. De ce? Atenție voi tinerilor!
ierarhizați valorile. Valoarea cea mai mare pe care Hristos Domnul vi le-a dat-o este să ne facă copil de Dumnezeu. Și ca să fii copil, trebuie să te întorci în copilărie și să uiți tot răul pe care ți l-a făcut cândva cineva. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea. Mai sunt încă patru pe care, poate cu altă ocazie, o să le continuăm, ca să vedem pe ce scară am urcat. Dacă am ajuns numai la credință și nu o putem uni cu fapta, e grav. Dacă am ajuns la faptă și fapta ne face să ne înfrânăm și să-L cunoaștem pe Dumnezeu cel adevărat, ajungem la un capitol frumos care se numește răbdare. Răbdare, frații mei. Și în capitolul ăsta este extrem de frumos să aducem câteva exemple din Sfânta Scriptură, să vedeți cum au răbdat sfinții, începând cu marea personalitate biblică. În centrul Bibliei este o personalitate pe care oamenii din ziua de astăzi o neglijează. N-aș putea să spun că e mai mare decât Domnul nostru Iisus, dar uneori am impresia că Domnul i-a dat așa mare influență asupra omenirii și asupra întregii noastre existențe. Și poate nici nu vă gândiți la cine mă gândesc eu. Există în Cuvântul lui Dumnezeu o personalitate umană care s-a apropiat cel mai mult de Dumnezeu. Niciun profet, niciun erou, niciun martir, nimeni nu s-a urcat până la rangul acesta. Aceasta este o femeie. Și prin inima ei a trecut sabia. Și sabia aceea a pus-o la răbdare. Și răbdarea aceea a adus din ființa ei o cea mai puternică evlavie. Și aceasta se numește Maria, Maica Domnului Iisus, care a spus în răbdarea ei și în dragostea ei pentru Hristos: Doamne, facă-mi să mie tot după voia Ta, totul după voia Ta, facă-mi să mie după cum voiești. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt. Amin.